nu știu cum am scăpat copilul. Tânărul este din Băiculești și are 25 de ani. A ajuns în arest sub acuzațiile de furt calificat, violare de domiciliu și tentativă de viol. Toate după ce la nunta la care a participat a băut peste măsură. L-ați văzut la nuntă acolo pe ăsta? Da, a fost pe ăsta la masă cu mine. Și cum era? Cum să fie? Prima dată era cu minte. Cu minte. Când să plecăm, i-am spus, hai mă, merge acasă. Nu că mă lua București. Așa v-a zis că plecă la București? Tot ce la București. Eu acum ce am zis? Se îmbătase? Păi băuse ca lumea, băuse, că a băut prima dată, erau doi niși care eu au băut vind în ăla trei sferturi și după aia a luat-o pe uști și a băut vreo 5-6 lume de uști din ăla. Plus că a plecat 2 ore, dar nu mă miram, unde s-a dus copilul ăsta, dar nu mai vine, mă, nici, am mâncat toate ălante și sarmale. N-a mers direct acasă, s-a oprit la locuința unei bătrâne despre care știa că locuiește doar cu nepoțelul său în vârstă de 11 ani. A intrat în casă și a furat o lanternă și un telefon. Când să plece, l-a văzut pe copilul care dormea. Atunci au venit ideile. S-a băgat în pat lângă băiat și a început să-l pipăie. Copilul s-a speriat și a început să țipe. Spaima i-a adus scăparea. El a lăpădat pantalonii la copil, l-a pipuit. El s-a urcat în pielea goală, lăpădase cămașa, lăpădase pantalonii. Și copilul s-a speriat, tremura, uite, așa tremura copilul. Mamaie, nu mai poți mori. Nu mai puteam nici eu să mai fiu acolo încoace. Nu știam cum să mai... Când ați venit în casă, el era încă acolo? Nu mai era. Plecase, Doamne, că venise copilul țipând la mine și plecase. El a fugit în pielea goală? Da, era... luase pantalonii. Păi așa, eram pielea goală în sus, încoace, din brâu în sus. A reușit să-i facă ceva la copil? Poftim? Nu știu, nu cred că n-a reușit, că a scăpat cum o și scăpat, așa că nu i-a pus plapul în cap. Individul a fugit mâncând pământul, însă era atât de beat încât a plecat pe jumătate dezbrăcat. Și-a uitat pantofii și telefonul la locul faptei, iar polițiștii l-au identificat imediat. Rudelor nu le-a venit să creadă că tânărul a fost în stare de asemenea fapte. V-ați fi așteptat la așa ceva? Deci spune că probele au ieșit nevinovat. Dumneavoastră credeți că e nevinovat? Eu nu avea nicio treabă să duc acolo. Din cauza băuturii că l-am făcut, adică din zrezea, mai bine și pe strunii în caz. Dar după aia și-a revenit că nu e adevărat. Nu este adevărat. Dar vine să credeți că a încercat să abuzeze de nu e adevărat, pentru că a ieșit probele și el nu e vinovat. Păi și atunci de ce credeți că a fost arestat? Nu știu, nu știu. Dar era cu minte, cu copil, mai lăsa și noastră cu fetița? Eu am avut și fata și nu. Niciodată, deci nu... Și venea pe să-ți lasă în casă pentru ce? Nu, din somn, adică el avea o chestie care, deci, nu știa pe unde să mai intre și... Doamne, s-am dezrezea că eu în casă, în picior. Da. Poate. Și credeți că de asta? Nu, poate, nu știu ce a făcut, nu știu, n-am mai fi cunoscut casa, nu știu. Acesta este bănuit că ar fi pătruns ilegal în domiciliul unei persoane de unde ar fi încercat să sustragă mai multe bunuri și totodată ar fi încercat să întreține raporturi sexuale cu un minor de 11 ani. Individul a fost dus la parchetul de pe lângă judecătoria Curtea de Argeș și arestat preventiv pentru 30 de zile. Nu este la prima infracțiune. În urmă cu 4 ani a mai furat o mașină, faptă pentru care a primit închisoare cu suspendare.